Continuăm să discutăm cu un alt membru al juriului. Este vorba despre domnul Paul Gămurar, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova. Bună dimineața, domnule Gămurar! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în această dimineață. Cum vi s-au părut audițiile live de ieri? Mi s-au părut destul de interesante, nu doar din punct de vedere cantitativ, ci și calitativ. Au fost piese destul de bune, cu voci bune. Bine că unele piese le putem diviza ca piesă bună pentru format Eurovision, mai puțin interpretarea. Ori poate fi o interpretare foarte reușită, dar piesa nu este cea mai potrivită pentru Eurovision. Dar au fost și cazuri, după părerea mea, că au îmbinat cele două, și interpretarea și piesa format pentru Eurovision. Dumneavoastră, totuși, la ce ați atras mai mult atenția? Dacă, nu știu, a existat un aspect la care ați fost foarte, foarte așa, critic sau... Conform regulamentului, inițial era vorba să fie doar etapa cu audițiile live, după care la decizia juriului, deci juriul va decide, va fi o altă etapă, va fi finala națională sau nu, și inițial când am ascultat toate piesele, deci am venit cu tema de acasă pregătită, pot să spun așa, aseară la audiții, am înțeles că probabil că nu vom putea alege un reprezentant la această etapă, la audiții live, deoarece este necesar să vedem nu doar interpretarea, nivelul interpretării, nu doar piesa, ci și însăși numărul muzical. Deci numărul, coreografia, background-ul, tot ce se petrece pe scenă. Ce se poate construi din piesă. Asta înseamnă că au fost piese pe care chiar le-ați considerat bune, pentru că doar dintr-o piesă bună, bunicică, poți dezvolta un show. Exact. Vreau să spun că nu a fost un lider detașat. Probabil dacă ar fi fost, există probabilitatea că alegeam ieri reprezentantul. Dar nu a fost să fie un lider evident care să meargă, de asta am decis să fie organizat și finala națională, care va avea loc pe data de 29 februarie, deja cu show, cu dansatori, cu back vocal live, apropo, pentru că ieri au fost permise piesele să fie interpretate cu back-urile imprimate. Și aici au fost unele momente că interpreții au înțeles poate prea direct anume acest moment cu băcurile, pentru că au fost imprimate chiar trecurile interpreților dublate, ceea ce a creat desigur că a fost în avantajul lor. Unele piese au sunat foarte, să spun așa, plin, bogat, datorită băcurilor care au fost imprimate. Și nu știu cum va suna în variantă live 100%, de asta ar fi bine să fie și etapa finală, unde vom vedea deja un număr poate finalizat sau mai aproape de un număr final care eventual ar putea reprezenta țara la Eurovision. La capitolul voce, interpretare, talent, tehnică vocală, cum vi s-a plăcut? Mi-au plăcut mulți interpreți. De fapt, inițial se vehicula într-un fel că juriul va merge pe formula de nume. Deci noi am avut câțiva interpreți consacrați, cunoscuți în estrada națională, nu spun show business, spun estrada națională, și se vehicula că juriul va merge pe această formulă și vor alege cei interpreți consacrați. Vă spun cu sinceritate că nu a fost așa. Juriul a ales exclusiv după criteriile care au fost expuse în regulament. Deci era vorba de originalitatea piesei, linia melodică, nivelul de interpretare. Cum am mai spus, erau interpretări destul de reușite cu piese mai puțin reușite și invers. Deci cam așa a fost situația. Și dacă e să vorbim despre acea piesă ideală pentru Eurovision, care e formula de succes? Nu cred că există o formulă de succes și din fiecare an ce trece, probabil că această formulă, dacă ea există, totuși ea se schimbă permanent.
Vorbeam ieri cu colegii mei din comisia de jurizare că ar fi o variantă sau o modalitate ca fiecare țară să meargă cu ceva să reprezinte elemente folclorice. Dar noi din experiența Eurovisionului am văzut că europenii așteaptă altceva. Pentru că avem multe exemple. Suedia, Olanda, nu știu, Franța, Italia, care ar putea merge tot să-și reprezinte piesele cu elemente folclorice, dar totuși ei merg pe o formulă mai europeană generalizată. Așa. Niște recomandări pentru etapa următoare, iar la capitolul pregătire, la capitolul voce, la capitolul interpretare, ce le-ați recomanda celor care au trecut mai departe? Le-aș recomanda să lucreze cât mai mult, pentru că mai au puțin timp la dispoziție, este vorba de 4 săptămâni, începând de astăzi, să pregătească un show bun. De aceea noi am selectat 20 de participanți, ceea ce probabil că a stârnit nemulțumirea unora, pentru că după Eurovision permanent apar comentarii, reacții, oameni nemulțumiți, oameni mai puțin mulțumiți de decizia jurilor, de componența jurilor și tot așa. Deoarece eu am experiență, deja am fost 3 ani în juriul finale naționale și odată în componența jurilor internațional, deja știu că după Eurovision permanent apar diferite reacții și vreau să mă adresez la telespectatori să nu fiți atât de critici. Noi, țara noastră e foarte bogată în talente, dar și în domeniul criticului. Foarte bine știm să criticăm stând în fața televizorului, servind un suc sau o bere și criticăm. E mai greu să facem ceva, să ieșim, să demonstrăm. Vreau să sar în apărarea interpreților, pentru că ei toți au muncit, toți au investit, nu doar timp, nu doar bani, au investit suflet până la urmă. Sigur că da. Și atunci când apar așa comentarii, desigur sunt în defavoarea interpreților și atunci unii pot avea o dezamăgire și să nu mai participe pe viitor. Mulțumim tare mult, domnule Gămurar, pentru că ați punctat aceste lucruri și pentru că ați fost cu noi în această dimineață.